Vă salut! După ce am terminat de jlefuit toate pervazurile, astăzi o să dăm prima mână de grunt. Deja am dat la majoritatea. Au mai rămas aceste pervazuri, 6 bucăți. O să le dau prima mână de grunt. Apoi o să le jlefuim și le dăm iarăși a doua mână, iarăși jlefuit și ultima mână va fi vopsea. Acesta este grundul, grund alb. Deci avem 25 de kilograme de grund. Din 25 de kilograme am folosit aproximativ jumătate. Pe lângă acest grund avem și catalizator de la aceeași firmă. Catalizatorul ajută foarte mult grundul să devină aproape impermeabil. Face o barieră ca toate impuritățile din lemn să nu iasă către exterior, cum ar fi taninul din lemn de stejar, sau cum este din lemn de brad rășina, iar din lemnul moale de tei este o gălbeneală și atunci albul nu mai este alb, este un cremă aproape. Și acest catalizator ajută ca să facă o barieră, o peliculă, și următorul strat de grund se dă la fel cu catalizator, iar ultimul strat de vopsea va acoperi toată suprafața și va fi o suprafață omogenă, o să vedeți la sfârșit, dar din câte am înțeles, degeaba se dă grundul fără catalizator. Deci la un litru de grund se pune 5% catalizator. Eu am pus la un litru 5 ml de catalizator și două seringi de apă. Adică 20 de mililitri de apă. Prima dată am făcut la litru, acum pun direct în recipientul pistolului. Are cam 400 de mililitri. Pun două seringi de apă și 20 de mililitri de catalizator. Nu pun 25, pentru că va fi prea mult. Grundul este mai viscos pentru că în felul acesta nu curge și nu gazează foarte mult. O să vă arăt cum aplic primul strat de grund. În felul acesta am aplicat primul strat de grund. Ca să trecem o dată gros, mai bine trecem de două ori. În felul acesta nu se depune foarte mult grund și nu curge. Oricum, grundul este mai viscos, mai gros și dăm cu o presiune între 4 și 6 bari. Deci în felul acesta am vopsit.
au început să se usuce. Acestea sunt deja uscate, merg deja șlefuite și date al doilea strat. Am ajuns să dăm ultimul strat de grund. Momentan vopsesc afară, încă nu mi-a venit cabina. Eu procedez în felul acesta. Pulverizarea am lăsat-o pe rotund, să nu gazeze foarte mult, și procedăm în felul acesta. Deci trecem de 4 ori. Trecem uniform. Nu stagnăm, pentru că atunci când ne oprim o să fie un strat foarte gros și o să fie și vizibil. Acum o să șlefuim baghetele. Acesta este primul strat de grund pe baghete. Se șlefuiește cu șmilgher pe burete de 240 granulație. Se șlefuiește foarte ușor. Nu mai este ca și cum am șlefuit lemnul după frezare. Acum este gata pentru a da al doilea strat de grund. Așa o să facem și baghetele mai lungi. Numai după deget. Nu insistăm, pentru că nu trebuie să îndepărtăm tot grundul, să se vadă lemnul. Trebuie să luăm doar porii care s-au format deasupra. În felul acesta. Eu fac acest lucru pentru că, de fapt, aceasta este meseria mea de bază, de sculptor tâmplar. Și după 10 ani deja am uitat partea aceasta cu șlefuitul. Partea cu șlefuitul și vopsitul este cea mai migăloasă. Deci, dacă cineva vrea să facă bani, e să facă comerț. Să nu facă meserie, pentru că cine e meseria și nu poate să se scalde în bani mulți și nu o să aibă niciodată mâini curate și
mâini pufoase. Meseriașii sunt cu mâini ca ale mele, cum le-am eu. Deci mâini muncite și așa câștigăm banii pentru taxe, impozite și pentru un salariu. Am ajuns la ultima mână de grunt. Acum trebuie să șlefuim suprafața aceasta cu șmilgheri de 240. Vine în felul acesta, cutia de șmilgheri. Este deja capsată. Este aproape tăiată, ca să putem să rupem ușor. O să începem să șlefuim suprafața aceasta, apoi să aplicăm vopseaua. Îl facem în două, pentru a folosi mult mai ușor. Nu alunecă, nu ne fuge de sub degete, dacă este în două. Nu se insistă foarte mult. Se trece doar pe toată suprafața. Cam atât. Cam asta este. La fel facem și pe partea aceasta. Cam atât. Acum rămâne doar să suflăm. Și să aplicăm vopseaua. Eu o să fac la fel pe această tăblie mai lungă, cum am făcut pe cea scurtă, apoi o să le vopsim. Acum aplicăm vopseaua. Acum, interesant la această vopsea, se coagulează foarte repede. E bine pentru că avem posibilitatea să le întoarcem imediat. Această vopsea nu curge. Dacă este dat în straturi foarte groase, da, va curge, dar trebuie să avem control asupra pistolului, să dăm uniform.
Pe viitor o să-mi fac dispozitive de uscare și toți suporții de care am nevoie pentru vopsit. Când se va usca, va fi un satin între lucios și mat. Eu sunt foarte mulțumit cum arată vopseaua. Telefonul nu redă cum se vede în realitate. Cam atât. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu, să distribuiți. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!